Bun găsit! Astăzi vom pregăti paste integrale. Eu am ales linguine integrale cu creveți. Avem nevoie de 150 de grame de paste, 250 de grame, 300 de grame de creveți curățați, 200 de mililitri de roșii în bulion, 2 căței de usturoi, 4 în gel verde tocat, 40 de ml de ulei, sare, piper după gust și 2-3 linguri de vin alb. Mai întâi punem pasta la fiert. Curățim fiecare crevete, deci eu i-am cumpărat curățați. Dacă îi cumpărați cu tot necurățați, trebuie scoasă toată crosta de deasupra și piciorușele și înlăturăm și capul. Deci cu o scobitoare trebuie să scoatem intestinul, pentru că nu este bun. Uite așa. Și așa procedăm cu toți. Cu o scobitoare iese foarte, foarte ușor. Fiind proaspeți, i-am cumpărat acum de la pescărie. Așa. Îi clătim. Am spălat creveții, i-am pus la scurs. Aici am tocat cei 2 căței de usturoi. Eu întotdeauna le scot inimioara, pentru că nu se poate digera atât de bine. Eu le scot și o arunc. Așa. Am pus uleiul la încins. Punem usturoiul. Și lăsăm să se călească un minut. Usturoiul s-a călit. Adăugăm roșiile în bulion sau, dacă doriți, puteți pune și roșioare, roșii sherry. Așa. Lăsăm 10 minute să fiarbă împreună. Într-o altă tigaie, tot din cei 2 căței de usturoi am oprit foarte puțin să-i călim. Adăugăm puțin pătrunjel, să merge tot la călit. Apoi adăugăm creveții. Îi călim 2-3 minute. Peste roșii o să adăugăm un pic de apă din paste. Se formează un suc foarte gustos. Au trecut cele 2 minute. O să turnăm acum puțin vin. Lăsăm să se evapore vinul. Ia uitați ce sos frumos s-a format. Foarte gustos. O să adăugăm creveții. Un pic de sare și piper. Amestecăm și mai lăsăm un minut. Adăugăm și pastele și amestecăm. Pastele noastre sunt gata. O să punem puțin pătrunjel și nu ne rămâne decât să punem în farfurii. Așa arată pastele noastre. Eu sunt Iuliana. Dacă v-a plăcut rețeta mea, vă rog să dați un like, să vă abonați pe canalul meu de YouTube. Menționez că abonamentul este gratis. Vă mai aștept cu drag și la următoarele video.
Dacă doriți, puteți să vă înscrieți și pe grupul meu Farfuria cu Bunătăți. Vă doresc toate cele bune și poftă bună!